Hello, fantastic people! Eu sunt Rita de la Fantastic English și în acest video vom vorbi despre toate tipurile de pronume. Are you ready? Let's go! Începem imediat, însă, întâi de toate vreau să știi că ți-am pregătit, ca de obicei, un material educațional cadou. Gift? Gift? Yes! Yes! Îl vezi chiar acum pe ecran și să știi că în el ai prezentate schematic toate acele tipuri de pronume despre care urmează să discutăm, însoțite cu explicații. Poți descărca acest material absolut gratuit, ca de obicei, apăsând pe linkul din descriere acestui videoclip. Ce nu facem noi pentru voi? Că tot numai ca să învățați. Acest video este mai degrabă potrivit pentru începători. Pronumele ține de bazele gramaticii unei limbi și engleza nu este o excepție. Ok, I understand. First things first. Ce este un pronume? Mie îmi sună în cap explicația profesoarei mele din școala primară, care spunea că pronumele este cel care ține locul unui nume. Eu nu știu dacă merită să vă dau o definiție sau o explicație mai avansată, pentru că ăsta este un pronume. Un cuvânt care va înlocui, de exemplu, Rita sau tableta, telefonul. Cu ce înlocuim aceste substantive? Noi vom folosi această schemă pe care o vezi acum pe ecran. Ea prezintă cele 5 tipuri de pronume de bază. Și apropo, această schemă o găsești în acel material educațional inclusiv. Chiar dacă ai deja această schemă în PDF-ul pe care l-am pregătit pentru tine, eu totuși îți sugerez să iei un caietel și un pix și să iei notițe în timp ce mă asculți, în timp ce urmărești acest video. Vor fi și o sumedenie de exemple pe care eu sunt sigură că vei vrea să ți le notezi. După cum am menționat deja, avem 5 tipuri de pronume, pronume de bază, pe care le învățăm exact în ordinea pe care o vezi în acest tabel sau această schemă. Și vom începe cu subject pronouns. Și aici o să încep cu o întrebare. Cum crezi, de ce se numesc ele subject pronouns? Așa, pentru că țin locul unui subiect. De-aia și spunem subject pronouns. Sunt primele care se învață. Chiar și dacă știi doar hello și goodbye, de regulă, înainte să conjugi un verb, înveți mai întâi pronumele. Pentru că vei spune eu sunt și trebuie să înveți I și după aia am. Da? Deci e baza bazilor. Hai să le luăm de sus și poți să pronunți apropo împreună cu mine. I, you, he, she, it, we, you, they. Și aveam acolo sunetul the. They. Dacă nu-ți reușești exact cum fac eu, atunci îți recomand să ții buzele și să faci așa. They. They. Poate suna similar cu d. They. E mai ok decât zei sau alt zei. Sunetul ăsta îl învățăm și îl dezvoltăm în cursul pentru începători de multe, multe ori. Primul din listă este I și vreau să te rog să memorezi asta odată pentru totdeauna. Întotdeauna, forever, ever, se scrie cu litera mare, chiar dacă este la mijlocul sau la sfârșitul propoziției. I cu litera mare. Habar n-aveți cât de des eu văd texte scrise chiar și de oameni care au engleză avansată și-i pus acolo imic. După care avem you, care de regulă se consideră că înseamnă tu, dar eu o să zic un secret. De fapt, în engleza clasică nu există tu, există doar dumneavoastră. Cultura asta anglosaxoană este de regulă considerată una foarte politicoasă. Oh, no problem, squire. No harm done. Let me pay for the damage. Oh, good heavens, no need for money. Be perfectly all right. You, de fapt, înseamnă dumneavoastră, dar pentru că în multe alte limbi, inclusiv cele romanice, cum e spaniolă, italiană, franceză, portugheză, există tu, respectiv acest you a fost tradus și ca tu. Și vei vedea că și la plural găsește aceeași formă și mai înseamnă și voi. După care avem he pentru un bărbat, she pentru o femeie și it care este pentru, de regulă, lucruri neînsuflețite sau animale. Deci dacă eu vorbesc despre tableta mea, în română ea este ea. Însă în engleză nu voi spune she pentru că este neînsuflețit. Și asta este un lucru de bază pe care trebuie să-l înțelegi de la bun început. Dacă înțelegi corect cum se folosesc subject pronouns, celelalte 4 tipuri de pronume care rămân se învață foarte ușor. All too easy. Deci dacă vreau să vorbesc despre sora mea, voi folosi care pronume? You're right? She. Iar dacă vreau să vorbesc despre președintele Statelor Unite, voi folosi he, pentru că este un bărbat. Și mai rămân 3 pronume pe schema noastră, deci avem we înseamnă eu și încă cineva, deci noi, we. You este același cuvânt ca și pentru singular tu, doar că înseamnă și voi, deci
Cum îți dai seama dacă vorbesc despre tu, dumneavoastră sau voi la plural? Foarte simplu, după context. Eu râd, dar serios, nu sunt cazuri când asta e așa de crucial și chiar după context să-ți dai seama despre cine e vorba. Și pronumele they, care înseamnă ei sau ele. Deci dacă am doi bărbați, ei, voi spune they. Dacă am două femei sau 20, voi spune iarăși they. Și dacă am două tablete sau 50, voi spune tot they. Și acum hai să facem o mică recapitulare. Ce pronume voi folosi pentru acest sacou, so this blazer? Ce voi folosi în loc de el în engleză? Dacă ai spus he, reurmărește această parte unde am explicat subject pronouns. Sacoul este neînsuflețit și voi spune it. It is beige. Ce pronume folosesc pentru voi? Iată, voi cei care urmăriți acest video. Așa, spun you. Dar dacă vreau să vorbesc despre tine, în singular, tu cel care urmărești acest video. Tot you. You are watching this video. Sau dacă mă voi adresa cu dumneavoastră urmăriți acest video, ce pronume folosesc? Așa, tot eu. Și-ți dau și un life hack. Dacă vrei să folosești dumneavoastră într-un document sau într-un text și vrei să fii clar că acel you se referă la dumneavoastră, atunci poți să-l scrii cu majusculă. Pentru că you scris cu majusculă, fie că e în mijlocul propoziției sau la sfârșit, el din start denotă politețe, denotă dumneavoastră. Și încă o întrebare de recapitulare. Cum scrii corect pronumele eu în engleză? Corect, cu majusculă în orice parte a propoziției. Memorați lucrul ăsta. Dacă o să fie un singur lucru pe care îl vei lua din acest video, eu o să fiu mândră să fie această informație. Și eu am să consider că n-am trăit în zadar. Și acum, următoarea categorie, object pronouns. Le vezi acum pe ecran. Deci, pentru I vom avea me, you, you, he, him. Deci, dacă le învățăm în această ordine, este mai ușor să le înțelegem, da, de unde vin. Și object pronouns, apropo, object, nu se referă la obiect. Aici e mai degrabă vorba despre funcția acestui pronume în propoziție. Pentru că object pronouns, o să-ți dau un exemplu, you look at me, you are looking at me, da? Sau you are watching me. Hai să ne uităm la această propoziție. You are watching me. Aici avem două pronume. Poți să le găsești? Deci primul pe care deja îl știi, tu sau voi sau dumneavoastră, you are watching me. Me este al doilea pronume și el este object pronouns. De ce îl folosim în cazul dat? Pentru că avem funcția de compliment. Deci mă urmăriți pe mine. Conține în această traducere. Mă urmăriți, da? Mă. Luăm cea mai simplă propoziție pentru ca să exersăm toate aceste pronume. So, I like you. Mie îmi place de voi, da? I like you. You like me, da? Pe mine. I like him. Deci ce înseamnă când vreau să zic I like him? Corect, îmi place de el sau de dânsul, de un bărbat sau băiat, deci trebuie să fie însuflețit. Dacă zic I like her, mă refer la, corect, la dânsa, I like her. Îmi place aceasta, de exemplu, tableta. Cum voi spune? It, corect, pentru că ai it în schemă, da? Deci I like it. Îmi place de noi. În schemă ce avem? Uite la schemă. Așa, pentru we folosim us, corect, deci îmi place de noi, I like us. I like us, îmi place compania noastră, I like us. Îmi place de voi, tot spunem I like you, cei care sunt acolo și mai departe, da, plural. Ei, ce folosesc? Așa, I like them. Are you one of them? Them. Noi am mers prin toate aceste tipuri de pronume ca să înțelegem cum se folosesc, pe general. Acum, hai să le citim. After me. Me, you, him, her, her, ok? Her. Nu altfel, că am auzit her, de exemplu, unii studenți pronunțau her name, zic, no, please. Moving on, so, her, it, us, you, them. Deci, în mod normal, folosim object pronouns atunci când acțiunea se răsfrânge asupra cuiva. Ajută-mă, help me. Ajută-i pe ei, help pe ei, help them. Ajută-o pe ea, pe dânsa. Help her. Așa. Dar pentru un bărbat, ajută-l. Right. Help him. Ajută această tabletă să funcționeze. Ajută-o pe ea. Așa. Help it.
Nu folosim her. Vedeți? Rădăcina. De-aia și am spus că e important să acordăm atenție la subject pronouns. Pentru că dacă acolo ai înțeles că it se referă la neînsuflețit și aici nu vei face această greșeală. Următoarea categorie. Possessive pronouns. Deci sunt pronume care arată, evident, posesia. Hai să le citim împreună cu mine. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Îți reamintesc că dacă vrei să repezi de mai multe ori, pune pauză și repetele cât le urmărești pe ecran. Sfatul meu este să înveți sau să, cel puțin, să analizezi aceste tipuri de pronume împreună cu possessive adjectives, deci a patra coloniță din tabelul nostru. De regulă ele așa și se învață. My, mine, your, yours. Hai să ne uităm pe ecran. Aici, hai că îți vom poziționa aici possessive adjectives. Atenție, sunt adjective. Știu că am spus că vorbim în acest video despre pronume, iar astea sunt adjective. Oricum se învață în același timp, da? Pentru că au legătură. Deci, possessive adjectives, iar aici îți punem pronumele, possessive pronouns. Și hai să luăm cel mai rudimentar exemplu cu my. My name sau, de exemplu, my pumpkin. This is a pumpkin. De ce folosesc în acest caz my? Pentru că vreau să descriu cuvântul pumpkin, deci dovleac. Este dovleacul meu. Îl descriu, respectiv, am nevoie de un adjectiv. Ce fel de dovleac? Al meu. So, my pumpkin. Iar mine este pronume. Și ții minte ce am spus la începutul acestui video. Pronumele ține locul unui nume. Deci eu nu pot folosesc și cuvântul dovleac și mine împreună, pentru că mine deja înlocuiește cuvântul dovleac. Respectiv, eu voi spune, oh, it's mine, e al meu, it's mine. Like, it is mine și acolo mine înlocuiește cuvântul dovleac. So, my pumpkin, mine. Or, here. It won't budge. Imaginează-ți că la aeroport ai lăsat geanta ta un pic mai departe de tine și un polițist te va întreba, whose baggage is this? Și tu ce vei spune? It's mine, mine, că este a mea și tu nu mai repeți cuvântul baggage. Sau spui, this is my baggage, vezi pe ecran acum exemplu, sau spui, this is mine. Și acum hai să luăm aceeași situație la aeroport cu valiza, dar pe pronumele your și yours, deci adjectivul your, yours. Ofițerul te poate întreba, excuse me, ma'am, sau excuse me, sir, is this your baggage? Ne uităm la exemplu, is this your baggage? Adică este valiza dumneavoastră? Sau poate să vă întrebe, is this baggage yours? Deci, yours deja presupune pronumele, înlocuim cuvântul baggage. Și luăm o regulă de aur. Dacă îți iei notițe, recomand să scrii lucrul ăsta. După pronume posesive, niciodată nu vei scrie un substantiv. Deci vine, this baggage is mine și atât. Sau continui propoziția, dar nu pui substantivul despre care vorbești că l-ai în posesie. Tu înțelegi? Păi, inginerie, ești sau încă nu? Dacă deja ți este clar cum folosim adjectivele posesive și pronumele posesive, hai să vedem câteva exemple. O să vedem cu his, vei observa că este aceeași formă, din păcate, cu toate că funcția e diferită. Deci his. His name is, for example, Costia. I talk about my husband. Dacă vreau să spun că asta nu este valiza lui, voi spune, it's not his. Hai să luăm adjectivul her. Her house is white. Casa ei este albă, da? Sau alt exemplu cu her. Her car is disabled. Și acum un exemplu cu hers, adică al ei. Whose bottle of water is this? It's hers, este a colegii mele. Continuăm cu our. Our food is amazing. Our traditional Moldovan and Romanian food is absolutely delicious. Și un exemplu cu ours. Să zicem, problema este a noastră. A noastră și atât. The problem is ours. You know, don't deal with that. It's ours. Your. This is your problem and yours. The problem is yours. And finally, their și theirs. Their children go to school, deci their children, copiii lor merg la școală, de exemplu, și theirs, whose children are they? Deci a cui copii sunt ei, vedem exemplu, whose children are they? Theirs, deci ai lor, sunt copiii lor, de exemplu a unui cuplu. Și continuăm cu al cincilea tip de pronume pe care îl avem în acest video, dar vreau să menționez că mergem prin aceste tipuri de pronume destul de repede. Scopul acestui video este ca să te familiarizezi per general cu toate tipurile de pronume și să înțelegi cam cum se folosesc. Dacă ești începător, e normal că nu vei absorbi instant această informație pentru că
pasul numărul 1 este să știi, pasul numărul 2 este să înțelegi și pasul numărul 3 este să faci. Nu e suficient doar să știi și să înțelegi, dar e și cazul să aplici sau să exersezi. Ia un pic de timp să le folosești în comunicare, să faci multe exerciții și lucrul ăsta poți să-l faci. Apropo, de exemplu, în cursul pentru începători cu mine, studenții fac lucrul ăsta pe bucăți. Mai întâi avem subject pronouns integrate într-o lecție, după care object pronouns vin în altă lecție. În așa fel încât cursul este cusut cu toate aceste reguli gramaticale pentru ca la sfârșit studentul să poată să le folosească în vorbire. Deci vreau să scot așa presiunea de pe umerii tăi în cazul în care panichezi și pare foarte multă informație. It takes time and that's okay. Now, with less pressure, let's go to the fifth category. We have reflexive pronouns. Let's do this! Let's repeat them after me. Myself, yourself. Îți recomand să repeți, este o exersare gratuită cu mine. Yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Wonderful. Dacă ai repetat, you can even give yourself a high five for doing a good job. Give me five. All right. După cum îți dai seama, sunt pronume reflexive. Și notatea bună este că în engleză pronumele reflexive sunt mai ușor de utilizat și mai simplu de explicat decât în română, pentru că noi avem cazul dativ, acuzativ și diferite traduceri în funcție de context. Dar sensul lor este ăsta. Când vrei să-ți faci ceva ție însuți. So, for example, I wash myself. Eu mă spăl în traducere. Deci însumi, da? Pe mine mă spăl. Am adăugat trei pronume române. Însumi, pe mine, mă spăl. Ca să fie clar. Sau putem spune I want to help myself. Vreau să mă ajut. And I'm going to go to the therapist. Voi merge la terapeut, la psiholog. Vreau să-ți dau un exemplu cu yourself, foarte popular. Help yourself. Dacă mergi la cineva în ospeție, da? Și este cina pe masă. The host can tell you, help yourself. Asta ar fi servește, da? Servește-te pe tine, deci poți să iei ce vrei, dar expresia sună în felul următor, cu acest pronume reflexiv. Help yourself. Hai să luăm un alt exemplu și o să-mi spui tu ce pronume trebuie să folosesc. Ronaldo a fost recent în Moldova. Hai să zicem că el a fost la noi în vizită și vreau să spun că el chiar însăși a fost aici la noi. Deci, cum voi formula? He was here himself. He was here himself. Deci, cumva accentuăm că chiar el a făcut asta. Sau un exemplu cu herself. Hai să ne imaginăm că această brățară mi-a dăruit-o prima doamnă a Statelor Unite. Și eu vreau să zic că ea însăși mi-a adus această brățară. Voi spune, she gave me this bracelet herself. Herself. Și acum, analizează cum se scriu pronumele reflexive la plural. Ce observi tu? Uite, vezi, la singular avem myself, yourself, himself, herself, itself, iar la plural ourselves, yourselves, themselves. Deci se schimbă ortografia, chiar se transformă sfârșitul cuvântului. Și asta e normal pentru că F, de regulă, la plural, se transformă în V plus ES. We need to take care of these animals and ourselves. De exemplu, dacă vreau să spun lup, voi avea wolf, dar lup va fi wolves, se transformă F. Și iată, lăsăm regulile cu declinarea substantivului la plural, revenim la pronume. Deci, ourselves, s-a transformat acel F în V-E-S. Atenție cum le scrii. Mi se întâmplă să văd chiar și studenți care au engleză destul de puternică să scrie ourselves cu F-E-S, din obicei. De asta mi-mi place foarte mult să le specific celor care sunt începători, cât de norocoși sunt ei că sunt acum începători, pentru că au ocazia să învețe din start corect. Nu trebuie să repare niște greșeli ulterior, așa că e fain să fii începător. Now, here's an example with ourselves. Treat ourselves like kings. Mult mai multe detalii și exemple despre toate aceste 5 tipuri de pronume găsești în materialul nostru educațional pe care eu sunt sigură că deja l-ai descărcat și l-ai primit fericit pe e-mail. Everybody's happy! Voi știți că eu des vă întreb ce alte tipuri de conținut vreți să vedeți aici pe canal. Vreau acum să vă cer să scrieți în comentarii ce alte teme ați vrea să analizăm aici, ce alte teme gramaticale, de ce nu. Make sure to subscribe to our channel. Suntem Rita Engleza pe YouTube, Facebook, TikTok și Instagram. Have a great day today. Keep on learning and as always, be fantastic!